Formarea compușilor ionici. Să ne reamintim ce sunt ionii și cum se formează ei. Atomii elementelor care nu prezintă configurație stabilă pe ultimul strat au tendința de a-și forma o astfel de configurație prin cedare sau acceptare de electroni. În condiții de reacții, atomii elementelor care au 1, 2 sau 3 electroni pe ultimul strat formează ioni pozitivi numiți cationi, iar atomii elementelor cu 5, 6 sau 7 electroni pe ultimul strat formează ioni negativi numiți anioni. Metalele au capacitatea de a forma ion pozitiv, iar nemetalele au capacitatea de a forma ioni negativi. Un atom neutru, prin cedare de electroni, formează ion pozitiv, cation, iar prin acceptare de electroni, formează ion negativ, numit și anion. Haideți să vedem cum se formează clorura de sodiu. Ne reamintim că atomul de sodiu are 11 electroni repartizați pe 3 straturi, pe primul 2 electroni, pe cel de-al doilea 8 electroni, iar pe cel de-al treilea 1 electron. Pentru a ajunge la configurație stabilă de octet, sodiul cedează un electron, formând ionul pozitiv, sodiu plus. Atomul de clor are 17 electroni repartizați pe 3 straturi, pe stratul K 2 electroni, pe stratul L 8 electroni, pe stratul M 7 electroni. Pentru a ajunge la configurație stabilă de octet, clorul acceptă un electron și formează ionul negativ clor minus. De fapt, cei doi ioni se formează prin transferul de electroni de la sodiu la clor. Sodiu cedează electronul clorului în urma acestui proces, formându-se ionul de sodiu pozitiv și ionul de clor negativ. Cei doi ioni de semn contrar se atrag prin forțe de natură electrostatică și formează compusul sodiu-clor, clorură de sodiu, sare de bucătărie. Formarea oxidului de magneziu. Magneziu are 12 electroni repartizați pe stratul K 2 electroni, pe stratul L 8 electroni, pe stratul M 2 electroni. Magneziu cedează 2 electroni și formează ionul pozitiv, magneziu 2 plus. Oxigenul are 8 electroni repartizați pe stratul K 2 electroni, pe stratul L 6 electroni. Pentru a ajunge la configurație stabilă, oxigenul acceptă 2 electroni, formând anionul oxigen 2-. Deci, magneziu, care are 2 electroni pe ultimul strat, în condiții de reacție, cedează cei 2 electroni oxigenului, care are pe ultimul strat 6 electroni. Se formează cationul magneziu 2+, și anionul oxigen 2-, care, prin forțe de natură electrostatică, se atrag și formează compusul magneziu-oxigen, oxid de magneziu. Formarea florurii de calciu. Calciu are 20 de electroni repartizați pe 4 straturi, 2, 8, 8 și 2. Pentru a ajunge la configurație stabilă de octet, calciu cedează 2 electroni, formând cationul calciu 2+. Atomul de flor are 9 electroni repartizați pe stratul K 2 electroni, pe stratul L 7 electroni. Pentru a ajunge la configurație stabilă de gaz rar, florul acceptă un electron, formând anionul flor minus. În condiții de reacție, calciu, care are 2 electroni pe ultimul strat, cedează cei 2 electroni către 2 atomi de flor, fiecărui atom de flor câte un electron. Se formează astfel cationul de calciu 2+, și 2 ioni negativ de flor minus. Acești ioni de semn contrar se atrag și se formează substanța compusă calciu flor 2, numită florură de calciu.
Concluzii. În condiții de reacție, atomii metalelor și ai nemetalelor își realizează în același timp configurațiile stabile. Atomii metalului cedează electronii de pe ultimul strat, formând ion pozitiv, iar atomii nemetalului acceptă pe ultimul strat electronii cedați de metal, formând ion negativ. Ionii formați se atrag deoarece au sarcini electrice opuse și formează un compus stabil, numit compus ionic. Compusul ionic este neutru din punct de vedere electric, deoarece numărul electronilor cedați este egal cu numărul electronilor acceptați. Astfel, numărul sarcinilor pozitive este egal cu numărul sarcinilor negative. Aplică ce ai învățat. Completează tabelul de mai jos după modelul dat, ținând cont de sarcinile cationului și anionului din care este format fiecare compus. Compară compuși ionici în funcție de anionii și cationii din care sunt formați. Mult succes!